Adică ce este negru? Ce veni și negru? Băi, țin doliu după mamaia. Și a murit bunica? Nu, a murit mamaia. Mamaia de la Constanța. A, stațiunea? Stațiunea. Băi, fii atent aici ce spun. Băi, ar trebui organele astea... noi de ce avem ministrul turismului, domnule? Dom'le, nu știu dacă o fi PSD-ist, penelist, domnul Ciucă, ori domnul Ciolacu, ar trebui să-l trimită la Constanța să vadă ce a făcut ăla la Caelia și ăștia nu-i dau drumul ca să... Bă, sunt mii de oameni! Am fost acolo... Cine, ce a făcut? Am fost, Bucur? Da, am fost ieri Cum acolo... Adică? Stai, că n-am înțeles. Bucur nu și-a dat drumul la plajă? Nu-i dau drumul. După ce a terminat... Ce, mă, plaja aia care se rotește ca în Dubai, ca în Maldive? Domnule, auzi, este... Nu i-a dat autorizație? Are autorizație de construcție. Așa. Și nu-i dă autorizație de funcționare acum, ca să treacă vara. Domnule, ce se întâmplă în România? Cum? Este caz de... Domnule, groparii turismului românesc ar trebui să meargă la pușcărie, domnule. Domnule, nu se poate așa ceva... Domne, fii atent aici. Primarul ăla ce păzește, domne, că l-am și ajutat ca să ajungă acolo. E mai tare ăla, useristul stelian ăla decât ei, decât toți. Primarul parcă e liberal, nu? Da. Nu e liberal? Nu știu ce. Ia scrieți-mi, bă, băieți, primarul de Constanța. Stai, mă, neamitică, stai puțin, stai, ia-mă ușor. Care, mă, plaja aia de a băgat Bucur și cu fiul s-au băgat 7 milioane de euro, de mi-ai zis că umbrelele merg după soare și cu restaurant cu stele Michelin și că... Domne, fii atent aici. Dat... Litoralul este plin de nenorociri, de bodegi. De mizerie, de tot. Au stricat plaja, au stricat. A făcut unul pe banii, un român pe banii lui ceva frumos și nu-i dau drumul, băi. A, nu vine, mă, Mă, domnule Ciolacu, trimite-mă ministrul turismului acolo, că de-aia e ministrul turismului, să vadă dacă este ceva în regulă sau nu. Uh-huh. Domnul Ciucă, trimite, domnule, primarul acolo, că de-aia e șef de partid, mă, mâncați-aș gura ta. Faceți, bă, ceva și pentru lume, bă, pentru oameni. Erau 5.000 de oameni aseară. 5.000, reține ce spun, care își înjurau. Păi, bă, dar pentru ce ați făcut-o? Să ne uităm la ea? Azi de dimineață erau peste, să nu exagerez, peste 150 de oameni care veneau, vreau să intre și înjurau. Bă, câte înjurături ați luat, bă, ministrul turismului și primarul din Constanța, să am eu de 100 de euro în buzunar. Nu se poate așa ceva. Păi nu, dar asta e o război. Mă, sunteți groparii turismului românesc. Ați lăsat să mărească plajele. Pentru ce ați mărit plajele atunci? Sunt niște hăuri. N-ai curat să dai drumul la Copina, fuge lumea numai în eforie nord, în eforie sud, partea elaltă. Nu mi-e că și nu e plaja aia, domne, ca în Maldive închisă? Da, domne, e posibil să dai drumul la biciul ăla? Fii atent aici, prefectul de Constanța, domn. Să dai drumul la biciul ăla nenorocit cu drogascul ăsta și să nu dai drumul aici, unde litoralul mai are o lună. Și gata, se termină. Păi dați-i, mă, fraților, dați, că nu dați pentru Bucur, mă. Oricum nu are cum să-și recupereze nici 1% din sumele. Eu am crezut că s-au dat drumul, că e spectacol, că are mii de oameni. Băi, că înțeleg că e cea mai tare locație de pe litoralul românesc. Băi, părerea mea este că nu sunt 5 în Europa. Și de asta, se răzbună pe el, cineva, ne-am mitică, altfel nu e. Cineva se răzbună pe el. Da, sunt cei care au pretins șpagă și nu... Și n-au primit. N-au primit. Am înțeles. Că e frică să nu se ducă la pușcărie, de aia nu dă șpagă. Păi uite, Virgil Chițac câștigă un nou mandat de primar al Constanței și PNL-ul la fel câștigă Consiliul Județean. Păi da, eu îl știu pe Ciucă că e un om corect. Și eu, domne, și eu... Adică e militar din ăla. Domne, și cum eu... Cum o să-l lași pe mâns? Bagi joc de... Bagi omul 7 milioane, nemic. Domne, și noi l-am ajutat. Și tu nu-l lași. Domne, și noi l-am sprijinit și l-am ajutat pe Ciucă aici, în emisiunea asta, da, domne. Da. Și pe el și pe Ciolacu. Bine, mă, fraților, cum lăsați groparii turismului să-și bată joc de populația omenească? Nu, dar cum să-ți bagi joc și de un om care bagă 7 milioane? Nu de ăla, bă. Băi, eu, familia mea și încă vecinii mei, toți vrem să ne ducem undeva să ne simțim bine. Da.
Noi nu ne ducem în cluburi noaptea. Da. Noi ne ducem la 8 dimineața la plajă. Da. Ăla face până la ora 10 seara. Care o fi, dom'le? Bă, șpagă nu văd, așa că mergeți pe blat. Da. Dar hai să-ți povestești ceva, ca să te enervezi mai rău. Așa. Vrei să te enervezi mai rău? Nu. A? Deci fii atent, deci Lubuc, dar nu-mi vine să cred, deci aia la Caelia, frumusețea, nu i-au dat drumul la plajă? Nu. I-o țin închisă cu lacătul? Deci nu vor să-i dea. Dom'le, e totul oglindă. Și are omul și nu-i dă autorizație de funcționare. De ce? De ce? Fii atent aici. Șmecherie, mă, ca în construcții. Nu vine nimeni să-i facă recepția. Fără recepție e greu să-ți primească actele. Ba da, vine în septembrie, pe 18 septembrie face recepția. Pe 20. Da. Face recepția și îi dă aprobare în octombrie. Da, dar Ciucă trebuie să intervină. Băi, frate, și Ciucă mai ales că Ciucă e omul lui, Chițac. Băi, și Ciucă și Ciolacu. Ar trebui imediat să trimită ministrul turismului. Dom'le, dacă... Dom'le, să trimită corpul... Dom'le, dacă există în țară... Dă-mi aminti că să trimită corpul de control. Dom'le, dacă există... Ciolacu. Dom'le, dacă există în țară sau pe litoralul românesc ceva mai frumos, fii atent aici, să-l închidă. Dacă există în țară, reține ce spun, ceva mai frumos. Ne aminti că îi pune cineva Tâlblu Bucur. Clar, nu există așa. Că e român, mă, de asta. Ne-am mintit că e rușine națională. Ce? Eu am crezut că tu ai venit ieri, că ai stat la Bucur, pentru că mi-ai zis, omul a făcut restaurant, a făcut 4 piscine și pentru copii. N-auzi. Că a făcut ceva aia. Și zic, mamă, zic, ne-am mintit că mi-ai zis că ești la mare. Mamă, ne-am mintit pusese umbrelele care se învârteau și astea, le-a luat. Nu vine să crede, Nemitic. De amenzi și de astea. Nu i-a dat drumul la om nici acum, suntem pe 15 iulie? Da, da. Și... Cu o șmecherie din asta? Da, nu da. Îi face recepția nimeni. Nu vine nimeni la recepție. Bătaie de joc. De ce? Că e român, a? Da, că e român, bineînțeles. Și eu bănuiesc că n-a uns osia, de frică n-a uns-o. Că banii a avut. N-a uns, e normal, ți-e frică să mai dai în ziua de astăzi ceva. Nu, dar Bucur să știi că e un om cu credință în Dumnezeu, nu le are el pe astea. Da, domnule, eu spun că din cauza asta l-a oprit. Din cauza că n-a dat șpagă. N-a dat șpagă unde trebuie. Da. Dar de ce nu intervine prefectul? De ce nu intervine primarul? Dom'le, de ce? Dom'le, s-au dus să vadă ce e acolo? Eu îi întreb public acum, pe primar și pe prefect. Ce, vă domină Stelian, Ion Stelian, de la USR? Vă e frică de el? Păi înseamnă că vă are la mână. Mie nu mi-e frică să vorbesc, pentru că spun adevărul. Nu mint niciodată cu nimic. Ne-am mintit că asta e rușine națională ce-mi povestești. Doamne, un român de-al nostru bagă 7 milioane, face cea mai frumoasă plajă din România și tu îți bagi joc de el. Și stai un pic. Bă, îți bagi joc de el, umilești pe azi, azi de dimineață, știi, erau la 9:30. Bă, ce țară. Erau cel puțin 1000 de oameni care înjurau. Care vreau să meargă la Bucur, nu? Da, erau acolo. Cum se numește? La Caelia? Sau cum Caelia, se numește? Da. Așa, da. Așa. Da. Așa, și? Incredibil. Și oameni de ce înjurau? Că era închis. Da. Să uitau. Da. Fii atent, se uitau, își făceau cruce și înjurau. Păi bine, du-te-mă primar, du-te-mă prefect, vezi? Dom'le, a avut autorizație, da. A făcut? Da. Este util pentru populația României? Da. Mai există așa ceva în țară, o frumusețe ca asta? Nu. Atunci de ce nu-i dai drumul? Care este? Pentru că taxele... Se duc la stat de acolo. Acolo sunt zeci de mii. Da. Dom'le, acolo... Nu e neamintică cine... Mâine, dom'le, dacă mâine îi dă drumul... Da. Poi mâine are 3000 de oameni la intrare. Ascultați-mă ce vă spune un om bătrân care se pricepe și la Horeca. 3000 de oameni. Deci nu s-a mai văzut ce a făcut omul ăla. Nu ești nu vezi, bă, nici el și filme. Cu fiul său. Nici prin filme, mă, nu vezi. Da? Mă, nu vezi prin filme. Și cum ne-am gândit să-ți bagi joc așa de om? Băi, nu, dar nu ți-e frică? Bă, nu ți-e frică de lege? Că într-o zi vine legea peste tine sau de Dumnezeu? Nu, băi, stat în stat. Băi, ce e aici? Băi. Primarii sunt stat în stat. Nu numai asta. Și da, să știi că primarii cam sunt stat în stat. Fii atent, toți sunt numai pe luate, bă. Dacă te văd pe tine că ai o mașină, bine, ți-ar lua-o. Nu să muncească și ei să-și cumpere una. N-am văzut ca în țara asta.
Bă, aveam o impresie despre primarul ăsta, l-am și lăudat, l-am, hai de mine și de mine, am făcut... În... Dar păi stai la... să vezi ce fac ăștia la Costinești. Deci cu... Fii atent. Bine, mă, e posibil să dați drum, băi, prefectule de Constanța! Cum îți permiți, mă, să dai drumul la Costinești, la nenorocirile alea, să nenorocești copiii aia? Și pentru sănătatea oamenilor, așa, copiilor în Caelia, lângă Constanța, nu dai drumul. Lasă-l pe domnul prefect. Dar domnul prefect și ce face? A dat autorizație, s-a construit un semi-oraș lângă Costinești pentru Costinești Beach, da? Pentru festivalul ăla de știi tu de ce, da? Da, mai înțeles așa? N-au avut nicio problemă să se facă în timp record un semi-oraș și au dat autorizații. Lui Bucurul ăsta că face o plajă unde să stea lume normală, nu-i dă nimeni nimic, am mai înțeles? Domne! Așa, bă, fii atent, au dat traficul peste cap, au crescut prețurile la cazare. Ce a fost acolo un haos, n-a mai zis nimeni nimica. Prefectul și toți ăștia au dat, domne, e ok. Eu bănuiesc că Bucur a dat o declarație că nu face ca să se pricopsească, nu pune prețuri mari, nu pune asta. Și când au auzit ăia, păi îți dai seama că toată plaja, toată lumea se duce la el. Păi neamitică, eu nu înțeleg. Unul ca Bucur, mai înțeles, care face treburi serioase, din ce spui, mai înțeles, uite, chiar o să mă duc să văd, nu primește nimica și își bat joc de el, mai înțeles, și de-al de Seli și așa mai departe, n-au nicio problemă, le-a dat, au făcut. Domne, eu apelez la domnul Ciucă. Domne, și la Ciolacu. La domnul Ciolacu. Mă, frate, trimiteți prefectul și cu ministrul turismului. Nu, mă, trimite corpul de control, că corpul poate să trimite... de control pe toată lumea. Domne, dacă nu e cum zic eu... Domnule, eu aș apela și la DNA Constanța. Da. Să vadă... Domnule, ăla a făcut din banii lui? Da. A furat banii? Nu. I-a muncit? Da. I-a băgat acolo? Da. De ce nu-i dai drumul doar dacă are autorizație de construcție? Că e român, nemitică. Și că au alții a face și că nu vor să-i dea drumul. Că îi încurcă pe alții. N-a dat șpagă. Altfel nu se explică. Păi nu, dar pentru că așa, în România, așa nu le e frică în de România lege. Așa este. Dar nu le e frică de lege, neamitică? Păi legea sunt ei, mă. De asta vin acum, fac abuzuri peste abuzuri și după aia se duc la pușcărie. De asta e abuz național ce fac lui ăsta, lui băiatul. Băi, sunt groparii turismului românesc. Groparii o să fiți. Fii atent aici. Și primarul, și prefectul, și toți care vă opuneți să funcționeze. Ia dați-mă poza asta, da? Uite, neamitică, la asta s-a dat, da? Pentru Costinești Beach, please, da? Mai înțeles? N-a fost beach, da? Costinești Beach, da? Ne. Pentru Costinești Beach n-a fost o problemă, uite, da? S-a făcut un semi-oraș, cu drumuri, cu parcări, cu tot. N-a fost nicio problemă, au primit toate aprobările în timp record, neamitică. Și a venit și recepția, imediat a venit recepția, n-a ținut. Dom'le, fii atent aici, spune ce se întâmplă în România. Da. Dom'le, este de nedescris, dom'le. Dom'le, dă-l încolo și de stat paralel și de astea, dar omenia? Bă, frate, n-am niciun interes. Dar vreau ca să mă duc la mare, să stau și eu într-un loc, ca lumea, să nu mă duc în văgăunile alea, să mă nec, Vrei să auzi bumții-pumții muzică, vrei și tu să auzi muzica care îți place ție. Oricum nu pot să dorm acolo, din cauza muzicii dată tare de la ei, din partea ailaltă. Ăsta nu dă drumul la muzică. Ăsta dă drumul dimineața, de la 8. De ce pentru familii, da, bineînțeles, de români, băi, adevărat? Băi, Horia, de dimineață. Fii atent, când am plecat eu de acolo, da, de la Constanța, da, la ora 9:30, erau cel puțin 300 în jurul ăsta și se minunau. Și tu vezi, dar ce are domne cu omul ăsta de nu-i dau drumul de-o? Și înjurau, despurcau și pe primar și pe prefect. Da. Da, hai să trecem la asta e, da. Ce